17 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunității Pancermari, județul Bacău, pentru data de 19.04.2017, ora 10. Consiliul Local al Comunității Pancermari, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară în ziua de 19.04.2017, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ciubotar Nicolae. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna Tulpan Dorina. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1-2017. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate a primarului comunei Ștefan cel Mare și a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență și 6 diverse. Dacă cu privire la ordinea de zi, mai aveți și alte propuneri. Dacă nu sunt și alte propuneri, supun ordinea de zi citată de domnul primar spre aprobarea Consiliului Local. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Mulțumesc, domnule primar, vă rog să intrați cu problemele. Înainte de a intra în problemele ședinței, vreau să vă anunț că printre noi este doamna Stanciu Geta, doamna care se ocupă de echipa de dansuri populare de la nivelul comunei Ștefan cel Mare, care am înțeles că vrea să-i solicite ceva. Bună ziua, mulțumesc că m-ați primit. În primul rând vreau să arăt ce au realizat copiii mei. Felicitări. Pe data de 8. Felicitări. Mulțumesc. Muncă, muncă, muncă. Unde s-au obținut? La Bacău, au participat la Bacău, la Ateneul Român. Ateneul de la Bacău și au câștigat trofeul la copiii au talent. Elevii au talent. Felicitări și, mulțumesc. Și mai mult decât atât. O să ajungem dacă... Dacă mai ținem emisiunea, mult. Așa. Astea sunt premiile. Asta este trofeul. Una dintre copiii care... Și asta Alesia Stanciu, nepoata mea, locul 2 la interpretarea muzică populară. Eu am fost, mulțumesc, eu am fost mândră și pentru premiul 2. Că au fost copii care au avut lecții de muzică, pe când ea îndrumarea mea. Situația materială, alții mai nu, mult. Mulțumesc. Nu, alții mai mult. Da, dar au fost copii care ei au profesori. Aici, da, ea a câștigat, da. Dar, a fost pe județ sau? Pe județ. 4 județe. Da, au fost copii, nu, din județul Bacău. Da, din județul Bacău. Da. Nu, 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 din din județul Bacău au fost, dar cred că au fost peste 20 de formații, da. Și cel puțin la muzică populară ca solist au fost destui, mulți, mulți, în care s-au luat mențiune, care n-au luat nimic, dar pentru noi a fost o mândrie că pentru prima dată am câștigat trofeul noi. Deci am făcut spectacol la căminul nostru, unde numai noi am dat spectacol. Dar acolo a fost concurs. Și au fost copii care, mari, deci copii de 17-18 ani, în care noi i-am luat. Noi, copiii noștri, de la 7 la 13 ani, am câștigat și am învins pe toți. Dar copiii ăia 7 minute, dacă mă credeți, au dat totul din ei. Totul. Și au văzut rezultatul. Important e că ați știut să-i motivați, da, pe copii, da, dar la fiecare petiție noi muncim 2 ore și tot timpul eu, din propria mea, îi motivez cu câte ceva. Cum facem fiecare părinte? Dacă copilul nostru învață bine, dacă lucrează bine, dacă se joacă frumos, îi răsplătim cu ceva. Eu așa fac. La fiecare repetiție le cumpăr câte ceva și după repetiție ați dansat foarte bine. Le ofer o ciocolată. Doamna Geta, noi vă mulțumim pentru eforturile de puse. Spuneați bine voi că sunteți mândre. Această mândrie o trăim și noi alături de dumneavoastră, de succes.
Deci, o dată, mulțumesc, o dată că am venit să prezint ce am câștigat și a doua oară este... Am primit o invitație de la Eforie Sud, dacă pot să mă prezint cu copiii la festival. Părinții sunt de acord. Părinții își dau copiii pe mâna mea. Dar problema e, una la mână, mijloc de transport. A doua la mână, banii. Toate materiale. Toate materiale. Aici, deci, problema asta, da. Am înțeles de ce ați venit, de fapt. Dar asta e ideea, mi se pare normal. Da, e logic. Deci noi, de fapt, copiii duc faima comune. Nu faima mea sau faima comune sau a lor. Deci noi mergem pe comuna Ștefan cel Mare. Chiar și denumirea ansamblului Răzeșii lui Ștefan cel Mare. Eu nu pot să dau nici un like pe invitația care am primit-o. Până nu știu, nu am mijlocul de transport și situația. Și încă ceva. 3 milioane și 300. Bani vechi sau? Nu, banii vechi. Bani vechi, 300 de lei, da? 300 de lei de copii. Am înțeles. A emoții, Geta. Dar de, mi se pare normal să propune. N-aș vrea să fi trecut cineva prin emoții care le-am avut. Problema e, poate ajunge cineva la televizor și doamnă din Compra Seama cel Mare și din Bădrin. Să știți... Nu numai din echipa dumneavoastră, din echipă, pardon, dar să ajungă și când aruncau fiecare echipă. Da, e ceva care pensiune. Pe noi nu ne strigau. Copiii deja erau terminați și nu spuneau. Erau în jurul meu și îi țineam de mână și îi spuneam: stați cu minți că o să ne cheme și pe noi. Stați cu minți. Copii trebuie să ajungeți. 12. Da. Și la un moment dat, când eram ultimii, le-am spus. Le-au chemat pe toți. Noi am luat trofeu. Să nu gândiți ce emoții. Da. Și câtă bucurie au avut acei copii, plus noi. Cel puțin eu. Eu eram... Să știi de loc om, că e ceva. Îi încurajează. Au fost copii, vă spun, au fost, care au câștigat anul trecut, au fost 30 în echipă, în formație. Și după fiecare dans, eu am văzut cum dansează fiecare și am zis, dacă juriu ține seama de fiecare copil cum au dansat, noi câștigăm, pentru că mi-am dat seama după fiecare pas cum au dansat fiecare echipă. Și când s-a terminat am zis, dacă juriul e corect, noi câștigăm. Și așa a fost. Juriul a fost corect și noi am câștigat. Pentru că copiii, într-adevăr, au dansat. Au avut coregrafie, au avut totul. Deci noi n-am mers la horă, la nuntă, la sârbă, în sat. Noi am mers la un... spectacol. Noi am fost la un concurs, într-adevăr. Și costumația este făcută de noi. Am înțeles. Deci costumația... Tocmai și asta e important, foarte important. Și acum mai avem încă o costumație care... Mai am un pic și o termin. Că ați văzut, am băgat Moldova, am băgat Oașu, am băgat dansul macedonian și acum îl bag cel oltean. Oltenesc. Da. Deci acum sunt în... în curs de a termina și costumația oltenilor. Și după următoarea să mai facă și părinții ceva bani, vrem și Ardeal. Deci vrem să facem toate zonele. Să fim cu copiii în toate zonele. Și ceea ce mă mai doare ceva pe mine. O boxă. Momentan, o boxă. Cât de mică. Știți cât este? 6 milioane. Am fost și ieri. Tânjez după ea. 600. Da, 600. Atât e. Deci, după aia mi-aș face tot interesul cu ea. De ce? Aș vrea cu copiii, duminica, să nu mai fac repetiție în cămin. Știți cât de frig este acum? Asta iarnă parcă a fost mai cald. Chiar dacă nu făceam focul, era mai cald. Acum? Și aș vrea dacă vine căldura. Făceai foc la sobă, dar era foc la centrală făcut. Nu, noi n-am făcut, să știți. Duminica noi nu făceam niciodată. Sâmbătă mai aveam căldură care rămânea, dar duminica nu... Dacă două orele dansam așa și nu le făceam. Da, să știți că... Dar aerul era rece pentru copii.
Am vrea cu, doar cu boxa aia să ieșim duminica în parc. Să facem așa, o repetiție cu boxa și noi să dansăm. E cu acumulator sau de la priză? De la acumulator. Da, în aer liber, pentru aer. Deci să mergem cu copiii să-i promovăm cum ar fi, dansând. Gata, n-ai și un desfășurător a programului? Desfășurător a programului acolo, nu, îl am pe, pe Facebook. Mi-a trimis... Ce va avea loc la Eforia? Tot un concurs? E un festival. Festival. Deci e festival în care noi vom dansa 5-6 minute în fiecare seară. Pe deci atât e. Pe data de 23 iunie trebuie să ne prezentăm, da, da, noi pe 23 iunie trebuie să fim acolo. Va fi o paradă. Întâi va fi o paradă. O să avem nevoie de o placardă în care fiecare noi trebuie să arătăm din ce zonă, ce zonă reprezentăm. Și până pe 29. Și răspunsul până când trebuie dat? Cât de repede pentru nu a fi blocat. Blocat. Adică mai sunt și alții sigur care să scriu. Sunt doi, doi. Normal că sunt. Nu spune, nu e niciun număr limitat. Nu, da, între... Participarea concurenților la acest festival va putea fi posibilă numai în urma primirii din partea organizatorilor a invitației oficiale de participare. Invitații care va fi trimisă cu această ocazie soliștilor vocali și instrumentiști, grupurilor folclorice, ansamblurilor de dansuri populare cu vârste cuprinse între 8 și 55 de ani. Da, da, probabil după ce se face confirmarea, că se participă, atunci se fac invitațiile oficiale. Da, dar eu trebuie să le trimit, că am vorbit cu dânsii, am numărul copiilor de... După certificatul de naștere la toți, trebuie să le trimit. Copii. Da, le am absolut la toți copiii și așa mi s-a zis, trebuie să le trimit pentru a-mi confirma că suntem și eu, bani, un sfert, jumătate, cât putem trimite pentru a ne putea rezerva hotelul și cazarea, să fie sigur că ne prezentăm. Păi da, și după aia, deci după ce se fac demersurile astea, vă trimite invitația oficială. Da. Să înțeleg că ați discutat cu părinții. Absolut, părinții sunt de acord, da. Au și ei puteri să susțină această deplasare. Hai, dă fiecare, la fiecare copil. Părinții automat îmi dă. Dar nu pot, e dar, susține în totalitate. E prea mult. Sunt și copii mai nicăși, să-i cunosc. Sunt, am copii, da. Prin care jumătate de copii. Sunt care nu pot. Spune, dau și ei mai nicăși. Dau, bun. Aveți din Bogdan, nu? Da, am un băiețel. Da, da, am din Ștefan, am... Deci sunt. Doamne, în ce mă privește, eu sunt de acord și mă bucur în același timp. Prin această... acest lucru facem o ieșire a comunei către lume și aș zice și aș ruga pe domnul primar să găsim mijloacele necesare. Să putem... simpli, dacă îmi dați voie. Da. Câți copii sunt? 12. Câți consilieri suntem? Într-o ședință, ne auzim mai târziu. O ședință de consiliu să o adunăm pentru copii. E simplu, da. E super, da. E foarte simplu. Părerea mea. Și dacă colegii sunt de acord, e treaba lor. Domnule, eu sunt de acord și nu cred că dumneavoastră nutriți alte sentimente. Nu, dar e foarte simplu chestia asta. Ceea ce mi-a s-a confirmat de acolo, șoferul și cu instructor nu va plăti. Deci șoferul cu care o să mergem noi și cu mine, astea deci noi nu plătim cazare. Stați în aceeași cameră, nu? Eu oricum trebuie să stau cu ei, că fără de copii să... Noi suntem 15, nu mai bine ieșim. Dacă sunteți de acord. Deci atunci copiii sunt în vacanță. Nu, trebuie să mai urmă un caiu. Da, e vacanță. Da, sunt în vacanță. Dar mi se pare corect, nu? Da. Asta dau din buzunar, nu e problemă. Dar mi se pare ceva normal ca nu să mai să contribuim, că nu e mare nimeni. Poate aprobarea. Mai dai din mână, mă.
totul lui. Deci eu am zis, noi consilieri să, să ajutăm. Și banii aceștia eu nu pot să-i primit direct. Am înțeles. Deci ei trebuie primiși, cum ar fi primăria. Hai, domnilor consilieri. Da. Spuneți, ar veni 2.800.000 de fiecare. Și eu ce am zis? Și eu nu m-am pus la socoteală. Stai așa, stai așa. Stai așa. Uite și pe mână. Mă pun și eu. Mă pun și eu. Mă pun și pe nu, asta e părerea mea și nu mă zic că dai vot 10 milioane. Am împărțit la 16. 262 de lei. Nu, tot 200 și chiar 3, așa, poate mai mănâncă și eu înghețată pe traseu, beam un suc. Trebuie, asta e părerea mea. Oricum să știți că după ce am terminat la Bacău, i-am dus unde puteam să-i duc, să-i pot răsplăti pentru munca lor. Doamnă, știu și eu ce înseamnă copil. Fraților, eu apreciez ce a spus domnul Cercel, subscriu la ce a spus. Așa zic doar. Acum ce să facem? Care este de acord cu da. Propunerea făcută. Deci să ne ajungă prin fiecare, ne ajungă cu câte 300 de lei. Exact. Asta e părerea mea. Pentru susținerea... Că n-avem posibilitatea de la primărie. Astea cu boxe, cu nu știu ce, da. Avem prin cei 200 de mii, adică 200... 20 de mii. 200 de milioane la buget pentru dotare la Căminul Cultural. Aia este treaba noastră. Dar pentru susținerea financiară a copiilor, nu putem umbla în bugetul local. Exact. Domnul primar, scuzați-mă, dacă și nici noi dacă nu putem de ajuta, acord, dacă nici noi putem ajuta niște talente care au ieșit undeva din, din jos, nu ne ajutați nimeni. Adică părinții să le dea ceva pentru buzunar. Să aibă la ei. Da. Domnul primar, dacă vă supărați, sunt atâtea societăți comerciale pe raza comunului Ștefan cel Mare. Da. Și noi trebuie să susținem consilierii din buzunarul nostru această chestiune. Eu cred că se merită. Mă lăsați să termin. Dar ce vreau, domnule? Eu am zis că era corect să sponsorizeze firmele astea care câștigă bani pe lucrările din comuna Ștefan cel Mare. Cu ce ajutăm noi? Cu ce ajutăm noi firmele astea ca să câștige bani? Exact, afară de faptul exact. Că le dăm o autorizație de funcționare, adică dacă sunt în regulă. Domnul Leon, pe care le luăm și bani. Scopiii noștri, n-ați arătat copiii? Ori fie ai dumneavoastră, ori fie ai dumneavoastră, ești mai bătrân, nu stai bine. Domnul cel mai serios. Da, bine, nu trebuie să discutăm contradictorul. Aici trebuie să ne... Să ne înțelegem. Nu, dar nu se pune problema dacă dumneavoastră sau eu sau altcineva ajută firmele. Prin faptul că au contracte și lucrează pe teritoriul comunului, este un ajutor. Și nu era o sumă exorbitantă, 3.000 de lei. Doamne, n-am greșit, cer să-ți niște bani, trebuie să avem noi bunul simț. Domnul, plătiți și plătiți dumneavoastră tot, nu mă deranjează, vă spun pe cuvântul meu. Și-au făcut copii, nu este nicio problemă. Și-au fost plecați. Domnul doctor, eu vă întreb, care, la care filme vă referiți când spuneți de lucrări? La ce ați spus de acolo de lucrări? Sunt multe, domnul, eu n-am venit să vă dau explicații dumneavoastră. Eu am pus o problemă, că se poate, există și această posibilitate. Care firme? Uite, sunt firme care fac drumurile la Râdean. Aia nu este firmă. Sunt mai multe. Una care a câștigat licitația. A doua care a luat contractat și așa mai departe. Dacă primăria avea posibilitatea să-i acorde lucrarea fără să participe la licitații, fără să cheltuiască niște bani cu participarea la licitații... Deja deviem de la subiect. Nu deviem. Dacă eu îi ofeream lucrarea asta de la mini putere, da, atunci îl puteam și condiționa. Dar nu trebuie să-l... M-ați înțeles greșit, nu trebuie să-l condiționați. Da, și dacă nu vrea să dea? Da, ați încercat? Era o variantă. Domnul Leonat, atunci dacă el de ce... Ziena, scuzați-mă, la X Factor, să vedeți și copii de șemță de acolo. Și nu am aici e problema cu copiii noștri. Să nu se comunii. Perfect, sunt de acord. Să fim rușini dacă noi ajutăm. Asta se părerea perfect de acord cu dumneavoastră. Dar fiecare își cunoaște problemele lui. Eu, pe lângă propunerea făcută de Gabi, eu vin cu propunerea că să spună cine poate să ia și cine dă sigur. Ca să știm pe cine bazăm. Da, domnule, da. La rând, scris pe hârtie, domnul președinte. Scrieți sau numele? Domnilor, eu vă sugerez mâine a doua. Eu o hârtie și scrie, trebuie să primul la Simbria din luna iunie, dar problema luăm banii, asta eu ce-am spus, aici la Simbria. Nu mai ni bagem bani, banii.
Nu, domnule, ei scos din bag și bagi înapoi. Acum trebuie... Măi, domnul Gabi, nu forță... Așa ceva nu se poate face, ca să nu... Cine vrea, domnule? Nu forță nota care vrea, care nu, nu... Cătălui, chiar te rog frumos trece. L-am întrebat. Vă rog, faceți. Dumneavoastră să filmați acolo la domnul Elian, ești de acord? Da, sigur. Dar de ce să vedeți, nu-i problemă, poate. Dar cum face cu Dorina, că ea nici nu a instalat. Ea din salat, ascultam. Dorina face ce fac și eu. Păi nu? N-are Dorina, n-am nici eu. Viciule, iau un dă. Nenicu. Ce? Ești de acord? Păi atunci, atunci banii care îi pui tu, ce faci cu ei? Păi nu, ce sunt de acord? Banii care îi pui tu. O lună sau cum? Nu vă oprim, domnule. Da? Fiecare vine și dă, își ia bani, noi virăm banii, nu oprim. E vorba de 3 milioane. Pe... Dar când să-i dăm? La începutul lunii și vrei atât de vreme. Păi și 24 milioane. E vreme. Nu, deci am, mie înțeles, trebuie, am înțeles că trebuie o sumă, pentru să faceți, da, eu să pot să dau automat. Dar suma totală trebuie pe 24. Da. Când te prezint acolo să ai... Când mă prezint. Cât este procentul care trebuie să-l demonstrezi? 2-3. Nu mai mergem acum, dăm acum un milion, mai dăm un milion. Poate ei trebuie mâine sau săptămâna asta 10 milioane ca să poată să facă de resurile. Eu vin cu propunerea până pe... Încă suntem azi, în 19. Da, 1 mai. Uite aici, viciule, 4 milioane. Da. Mai departe, care vrea să mai... Ești de acord? Ioane. Da. Eu eram clar când. Dorina. Așa, că îi recuperez după aia. Da. Dar oricum ședința de azi e plătită. Și iei bani. Auzi, îl jumulești pe Cătălin prima dată. Lucian. Ești de acord. Nea Costic. Da. Nea... Fără rezerve. Nu te-am întrebat. Ești de acord? Mai mă gândesc. Dar ne dai răspunsul azi, nu? Așa. Tu da, eu da. Eu am dat. Gabi de acord. Nu cred că să... Dacă aș propus... Să pune de acord, mi-a zis și cu propunerea. Domnul primar, să ne fie rușine. Nu era consilier. Băi, nu discutăm. Fiecare faci ce vrea. 4 ani luăm niște bani, care îi merităm, nu îi merităm, nu știu. Băi, fiecare faci ce vrea. Sunt de acord cu dumneavoastră. Gata, nu... Cred că e cea mai bună... Uite, îl spun și pe Romica Marina acum, să vedem ce zice. Așa. E urât din partea noastră, dacă nu... Dar știți, spuneți că suntem de acord să-l învoim. Nu cum băia lui Costel, băia lui Mogdan? Băia lui Costel, băia lui Costel. Romica dă dublu. Nu pot să mai mut. Ați vrea că am viat. Nu? Vreau să știam. Pe adică am dat pe speaker. Auzi? Da. Și ție, Romică! Romică! Ansamblul ăsta de formația asta de dansuri populare de la Ștefan cel Mare, pe 24 iunie trebuie să prezinte la Eforie, la un festival, de pe 24 până pe 29 iunie. Și trebuie susținut cu 3 milioane jumate de fiecare copil. Noi am făcut o socoteală la nivel, s-a făcut o propunere, care să sprijinim noi consilieri. Ne ajunge câte 3 milioane. Indemnizația pe urmă. Da, de fiecare consilier câte 3 milioane. Ești de acord. Și am zis că când luăm indemnizația pe 10 mai, așa, să dăm bani, adunăm bani ăștia și dăm bani la copii. Bine. Bravo, Romica, ai vorbit și tu odată ca lume. Bine. Bine. Pentru că am murit astăzi. Da, noi. Da, foarte bine. Da, îți pare normal, da, nu știu la televizor, e Ștefan cel Mare, oblit un copil de-al nostru, a ajuns la, exact ce a spus, la X-Factor, când plâng când mă uit la emisiunea aia. E ceva, e o plăcere pentru noi, de aici, sunt român. Vă spun, eu acum am o vârstă și astăzi
niște norvegieni au venit de aseară. Eu azi am un spectacol la bibliotecă în oraș, deci noi cei de 50-62 de ani, 65, ne-am reunit și avem spectacol. Azi, mâine și poimâine. Foarte frumos. Deci al doilea trotușului s-au reunit și dansăm. Mai invitați da. Și pe la Bogdan. E rezolvată problema. Da, e rezolvată. Dacă vrei să mai rămâi la ședință, mulțumesc că am treabă și eu. Să rămânați, mulțumim de mult. Prezentare. Domnul primar, intrați la probleme de ordine de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâri privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Ciupotar Nicolae. În urma alegerilor locale desfășurate în data de 5 iunie 2016 prin hotărârea Consiliului Local numărul 41 din 25.06.2016 s-a validat mandatul de consilier local a domnului Ciupotar Nicolae. Având în vedere că susnumitul din luna ianuarie 2017 și până în prezent nu a participat la nicio ședință ordinară a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificări și completările ulterioare, propun Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare să ia act de situația apărută și să declare vacant locul consilierului în cauză. Cine este pentru? Bună ziua și mulțumesc pentru. Rămâna, să rămână. Bun, la revedere. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Da. În unanimitate de vot. S-a aprobat. Punctul 2. Cu validarea, propunerea de validare a mandatului de consilier local pentru doamna Tulpan Dorina. Avem adresa. Trebuie să fie aici. A Partidului Social Democrat. Ca urmare a adresei dumneavoastră, adresa făcută de noi, prin care ne comunicați încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Ciupotar Nicolae și demisia domnului Andronic Dan Lazar, vă comunicăm că următorul pe lista de consilieri locali supleanți la alegerile locale din 5 iunie 2016 este doamna Tulpan Dorina. Menționăm că doamna Tulpan Dorina este membru PSD și face parte din organizația locală PSD Ștefan cel Mare. Este adresa Partidului Social Democrat a organizației județene. Următorul după Ciupotarul Nicolae era Andronic Dan Lazar. Acesta și-a dat demisia de pe lista de supleanți că a participat la concursul de ocupare a posturilor în poliție, da. Poliția Națională. Și nu trebuia nu trebuie să facă formație. Da, nu putea să facă parte din niciun partid. Și a dat demisia și deci următoarea pe listă este doamna Tulpan Dorina. Și după aia următoarea? Pe care? O invităm Alexandru Ionuț. Deci dacă mai dă cineva demisia, intră cine și Mădălina. Alexandru Ionuț urmează. Cine? Ionuț. Alexandru Ionuț. De la Crăță. Lascul la catolici. Victoria. Da, știți. Da? Lascul. Are din partea stângă de casă, lângă biserică. Nu, ce ne-a costit un fi? Nu ne-a costit. Nu știi, n-ai eu să știi. Ce ne-a costit un fi? Nu știu. Da, eu și mai sunt trei. Mai sunt trei. Ce de avocat? Mai bine. Dacă ne dăm demisia, ce mai bine? Nu, bă, de cum e la fond. Am avut situația, am avut o situație în 2004-2008, când s-a separat Comuna Bucium și au plecat consilieri de aici la Bucium. Și am epuizat toată lista. Dacă se întâmpla ceva cu unul de-al nostru, trebuie să facă legiuri locale. Da, așa e. Da? Dacă murea unul de-al nostru... Da, gata. Doamne, cărește, țineți-vă bine pe asta. Dar mai avem acum. Ei, dacă ar fi numai unul pe an, așa... Nici așa că mai sunt. Dar ne până la sfârșitul mandatul. Da. Cătălin, dar mai sunt trei ani. Mai e de muncă. Și deschide aici și ajung. Nu se pune la vot sau după aia? Bata. Se pune la vot. Atenție, Consiliul Local. Sunteți de acord cu validarea postului de consilier pentru doamna Tulpan Dorina. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt abțineri. În unanimitate. Atunci să ne ridicăm în picioare să... Am emoții. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac
cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ștefan cel Mare. Jur. Așa stă, așa stă. Așa stă. Felicitări. E singura fată, are mai timidă, lăsați-o mai încet, să nu dă, nu drept, nu au zis tot, dar măi, și e de unul. Singura fată, ați aderbe de, dar o leacă mai... Singura femeie, nu-i fată. Fată, e tânără. Vă mulțumesc. Alte probleme. Dă-te și-o cheamă pe Oana. Dar nu? Bugetară, aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1/2017. Obligatoriu să spun doamna Oana ca să... Da. Lămurească cu sau lucrurile. Știi cum noi executăm. Dar de ce ai fugit să... O să dau citire și o să vă prezint contul de execuție bugetară la trimestru 1. Așa cum s-au realizat încasările și cum s-au făcut plățile. La impozitul pe venit, impozitul pe transfer din proprietate, o să vă citesc sumele în mii lei. 4,03 mii lei. Cote defalcate din impozitul pe venit de la bugetul local, 87,49 mii lei. Sume alocate pentru echilibrare de la bugetul de stat, 156,41 mii lei. Alte impozite pe venit, 1,11 mii lei. Impozitul pe clădiri, 49,40 mii lei. Din care, impozit pe clădiri persoane fizice, 24,13 mii lei. Impozit pe clădiri persoane juridice, 25,27 mii lei. Impozit pe terenuri, 156,28 mii lei. Impozit pe terenuri persoane fizice, 69,36. Impozit pe terenuri persoane juridice, 32,75. Impozit pe teren extravilan, 54,17. Taxă judiciară de timbru, 1,28. Alte impozite și taxe, 6,68. TVA-ul, sume defalcate din TVA, 651, din care sume din TVA pentru cheltuiele descentralizate pentru învățământ, 501. Sumi TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 150. Taxă pentru utilizarea bunurilor mijloacelor de transport. Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice, 35,45. Impozit pe transport, mijloacele de transport persoane juridice, 78,79. Alte impozite pe venit, 0,52. Venituri din concesiuni, 10,71. Venituri din prestări servicii, 21,43. Taxe judiciare de timbru, 0,93. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, 14,81. Alte amenzi și confiscări la bugetul local, 6,91. Taxe speciale, 70,28. Vărsăminte din secțiunea de funcționari pentru secțiunea de dezvoltare, 1,3. Venituri din confiscarea unor bunuri, 0,24. Subvenții pentru ajutorul încălzirii cu lemnii, 4,61. Total venituri pe secțiunea de funcționari, 1357,06. Cheltuieli. La capitolul 51, la administrația publică locală. Cheltuieli de personal, 210,35. Cheltuieli cu bunuri și servicii, 36. La capitolul 56, la dobânzi, 5,8. La capitolul 56, la protecția copilului, transfer între unități, 33,09. La capitolul 61, PSI și poliții locale, cheltuieli de personal,
48,91. Cheltuieli cu bunuri și servicii, 8,2. La capitolul 65, la învățământ. Cheltuieli de personal cu salariile, 352,62. Cheltuieli cu bunuri și servicii, 29,6. Asistență socială, adică tichetele de grădiniță, 5,25. La capitolul 67, la cultură, recreere și religii. Cheltuieli de personal, 7,18. Cheltuieli cu bunuri și servicii, 0,67. La capitolul 68, asistență socială. Cheltuieli de personal cu asistenții personali, 12,51. Cheltuieli cu indemnizațiile persoanelor cu handicap, 116,16. La capitolul 70, la iluminatul public, 49,85. Rambursare credit, 15.000. Protecția mediului, taxa care o plătim la gunoi, 35,18. La capitolul 84, transport, 61,03. Total cheltuieli, 1027,04. Excedent, 329,66. Asta este secțiunea de funcționari. La secțiunea de dezvoltare n-am cheltuit mai nimic decât 1300 de lei, din care 1200 ne-au costat niște avizi la drumul. Deci excedentul pe secțiunea de dezvoltare e 0,1. Și cu cei pe secțiunea de funcționari, deci total excedent la trimestru 1, conform execuției de casă, e 329,76.000 lei. Pot spune că mers destul de bine în casă pe trimestru 1. Asta vedem și excedent e bine. Da, dacă sunt probleme pe marginea materialelor prezentate de doamna Pana. Deci, vă rog. Deci am înțeles că și în casările au mers mai bine trimestrul ăsta. Mai bine pentru că au fost lunile cu bonificații. Așa este, da. Și lumea în general au venit și au ajutat cu și ajutoarele de căldură și atunci așa au mai plătit restanțele din ce au avut. Vreau să vă întreb dacă la capitolul amenzi reușiți să... Foarte puțin. De-aia că știu că există o... Avem multe acțiuni făcute în instanță pentru transformarea în zile, în folosul comunității, ca să putem scăpa de balastul ăla de amenzi. Așa e, poate. Ăla e cel mai mare. Lista de rămășiță de la amenzi mare. Sigur. 30 de miliarde. Ceea ce atârnă foarte greu, e adevărat. Sunt foarte mulți care au doar domiciliu aici și nu stau aici. Amenziile automat vin la domiciliu. De casă. Este foarte, foarte greu de urmărit treburile astea cu amenzi. În sfârșit. Ani mulți în spate, de când nu s-a plătit. Dacă nu mai sunt probleme, mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Vă urez o zi bună. La revedere. Mai supunem la vot, supunem la vot materialul prezentat. Cine este? Mulțumesc. În unanimitate, voturile au fost aprobate. Ce să găsesc o modalitate ceva? Proiectul. Da. Deci mai departe am fost. Expunere de motive la proiect de hotărâri privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate a primarului comunei Ștefan cel Mare și a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. Având în vedere prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 63/2010 pentru modificarea și completării legii 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Instituția Prefectului Județul Bacău, prin adresa 4524 din 9-3-2017, înregistrată la instituția noastră cu numărul 2516 din 27-3-2017, ne face precizarea că numărul maxim de posturi alocat Comunei Ștefan cel Mare potrivit ordinului Prefectului Județul Bacău, numărul 40 din 7-3-2017, este 36, din care 30 de posturi potrivit punctului 1 din anexă, aveți la, ați avut la mapă, nu? N-ați avut la mapă organigrama? Avem. Adresa de la prefectură. 5 posturi la poliția locală. Deci 30 de posturi sunt posturile prevăzute în cadrul primăriei. 5 posturi la poliția locală. Și un post pentru deservirea autobuzurilor, microbuzurilor școlare. Da. Și să vă spun cum ar sta organigrama
în cadrul primăriei. Începând cu anul 2017, structura de funcții politice și contractuale din aparatul de specialitate a primarului va fi următoare. Demnitari, primar, viceprimar, administrator public, un post, consilier personal, un post. Secretar comună, gradul 2, funcție publică de conducere, ocupată temporar. Singur post. Compartiment audit public intern, un post. Birou financiar contabil, 6 persoane, din care șef birou, 3 funcții publice de execuție, o funcție publică de execuție vacantă și încă o funcție contractuală de consilier vacant. Compartimentul achiziții publice, un post ocupat. Compartiment stare civilă, secretaria de registratură și relații cu publicul, arhivă, 2 posturi, din care o funcție publică de execuție temporar vacantă și o funcție contractuală referent de specialitate ocupată. Compartiment resurse umane, un post temporar vacant. Compartiment registru agricol, 2 posturi. Compartiment fond funciar, un post vacant. Compartiment asistență socială și autoritate tutelară, 2 posturi. Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru, lucrări publice, disciplină, construcție, administrarea domeniului public și privat, un post. Compartiment administrativ de servire, 6 posturi. Personal al Bibliotecii Comunale Ștefan cel Mare, un post. Personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, 2 posturi, din care un post vacant. Personal al Poliției Locale din Comuna Ștefan cel Mare, 5 posturi, din care unul vacant. Deci aceasta este organigrama primăriei Ștefan cel Mare, începând cu 3 ianuarie 2017. Adresa de la prefectură. Deci o aveți? Da. O aveți. Cu numărul maxim de posturi de 30. Poliție 5. Și șofer pentru deservirea microbuzului școlar 1. Deci practic total, se modifică foarte puțin. Da. Păi nu se modifică deloc. Față de anul trecut nu se modifică nimic. Aceleași posturi, ca așa. Deci numărul ăsta de posturi este în funcție de numărul de locuitori, de gradul comun. Domnul primar, eu ar propune să nu mai cheltuiți bani cu plicuri pentru mine, când niciodată nu-l primesc. Și nu să mai cheltuiți bani la poștașul. Și poștașul, dar dacă îl sun... N-are treabă primăria. Băi, n-am și eu un plic, am ședință. Spune, dar mai vin. De ce nu pot să vin? La noi chiar vin. Dar nu pot să vin. Că plouă, că... Atunci de ce să mai... Da. Nu știu ce trebuie să faci, nu trebuie să te învăț eu să faci reclamații. A, deci asta nu-i cum. Este... Nu poate să-i facă. Mai e poștă. Are cuvântul... A semnat. Da, s-a semnat. Să votăm. Cuvânt așa semnat. Da, nu votăm. Are cuvântul. Da, scutăm. Punctul 4. Păi nu, dacă sunt discuții la ce-o prezentat. Asta a fost punctul 4. Sunt discuții? Nu. Sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, îl supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? La unitate de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre de la ordine. Următoarele, domnul primar. Diverse. Da, nu. Este proiectul de hotărâre privind aprobarea situației deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență. Da. După cum bine știți, în bugetul pe anul 2017 am prins o sumă de 10.000 de lei pentru a acorda ajutoare de urgență anumitor categorii de persoane care, într-adevăr, au nevoie. Și ne-am gândit așa, pentru ce situații deosebite putem acorda aceste ajutoare? Decesul persoanei cu handicap grav sau accentuat. În cazul decesului unui membru al familiei care beneficiază de ajutor social, dar are o situație materială precară. Ajutoare pentru persoane neajutorate care au o situație materială precară. Și ajutoare acordate în alte cazuri ce se potrivi ca urmare a unor evenimente neprevăzute. Deci la ultimele două puncte, de tot ajutoare din mormântare, ne-am gândit noi, pentru familii care au o situație mai precară, da? Și ajutoare acordate în cazuri ce se potrivi ca urmare a unor evenimente neprevăzute, tot așa unor familii cu situații precare, în cazuri de inundații, incendiu,
Deci, suma nu este mare. Suma este de 10.000, da? Și noi s-o drămăluim așa cum, cum credem. Este de acord, probleme? Trebuie Consiliul Local să aprobe în general aceste situații în care se pot acorda, iar ajutoarele se acordă după aia prin dispoziții de primar în baza hotărârii Consiliului Local. Dacă îmi permite, domnul primar, să faci anchetă socială. Domnul președinte, aici e problema. Deci sunt câteva case care cunosc și eu pe Bogdana și prin Gârbovana, în special Gârbovana, apropo de Mierlușcă, care și-au turnat fundații până acolo. Doamne, ferește, o să aibă iar probleme cu apa. Imaginea pe rău. Ăla nu cred că mai merită ajutor. Dar nu e vorba de el. Nu, de zic ca idee. Deci o, am înțeles. Am înțeles, ca exemplu am spus. Deci sunt unde sunt probleme, cu adevărat. Dar unde sunt și-o fac cu mâna lor, care și-o fac cu mâna lor, nu știu dacă merită așa ceva. Își creează condiții de inundații. Păi da, sunt, da, sunt care scazuri, doamne ferește. Da. Cum la voi, de livadă, în partea aia, care vine acolo, mi se pare normal. Dacă toți o faci cu mâna ta... Domnul Cercelor, nu trebuia lăsat să-și facă. Nu cred că îi vinea primării, că nici nu era domnul Vlaș, nu era primar, scuzați-mă. Trebuie urmărit. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar... ...de construire, de mărat. Pare rău. Bine, domnul Vlaș nu era primar de când l-a făcut la Gârbovana, ce spun eu? Păi nu, poate bateți la el, eu vă spun... Eu vă spun ce știu, deci... Eu acolo cresc, acolo crescut în Gârbovana și tu ce vorbesc? Deci eu am spus un lucru, ăla nu trebuia să-și facă... Și-a făcut... Da, da, nu trebuie de mărat. Suma asta de bani s-a acordat. 80 ceva, deci nu era după înainte de revoluție făcut. Nu. Eu am spus ca idee, era de tare. Să facem anchetă socială în fața locului să vedem. Nu așa să dau. Nu, dar nu merită. Nu merită să dau. Da, da. Nu merită. Și eu. Domnul consilier, poftiți. Tema în discuție este foarte amplă. Și sunt sigur că va comporta mult discuții. Discuții odată de la Radio Șanț, sunt sigur. Toată lumea spune, toată lumea, cea mai mare parte de oameni spune așa, că încurajăm nemunca. Și este foarte adevărat. Nu, aici nu e vorba de nemuncă. Stați puțin, da, sunt contribuie. Nu e vorba de ajutor social. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Pentru că dacă... Ajutoare de urgență, ajutoare ocazionale. Da, domnul primar, eu sunt de acord cu ideea, foarte mult de acord. Dar, vedeți dumneavoastră, acel cu ajutor social sau... Sunt și alte situații, el o viață întreagă, el n-a muncit și nici nu va munci, nici părinții n-au muncit, iar acum neapărat primăria sau cine statul să-i dea... Statul, nu primăria. Sigur, suma este foarte, foarte subțirică, nu o să-l putem ajuta. Știți mai bine, cel mai bine dumneavoastră, domnul primar, că ceilalți plimbă mai puțin prin zona unde eu locuiesc. Păi mine, lângă mine este acel forcoș. Da. Ale, n-asta ați văzut ce e acolo. Sau în alte situații. Acel boască foreclit, păi nu-și mai face gardă. Omule, tu ce faci? Tu nu locuiești în lumea asta, pe planeta asta? De ce nu-ți faci gardă? De ce nu-ți cureți și tu? Eu mă întreb omul ăla unde e, să mă iertați, unde își face nevoile. Că el n-are nici vecial ăla. Undeva și-o face. Păi eu de-a pune bani și facem un vecial. Asta zic, nu, lăsând glumă deoparte, e o zonă extraordinar de neplăcută. Vreau să vă spun ce m-a determinat pe mine să prindem la buget o sumă pentru ajutoare din astea ocazionale și de urgență. Domnul Stoica știe, domnul Matei știe, familia Parnica de la... Deci pe mine m-a impresionat băiatul ăla, a venit, i-a murit frate, nu? Da, frate. Care era cu handicap, el era însoțitor, da. Și nu mai avea posibilitate. Ok, mai înainte a murit mama sa, da. Așa, după a murit, și nu avea posibilitate. Vă rog să mă credeți, l-am ajutat eu cu carne și vin pentru pomană și de bani n-am... Și i-am spus că o să prind și o să fac tot posibilul să duc în Consiliul Local problema. Sunt cazuri speciale, sunt. Să-l ajutăm cu sumă. Și i-am recomandat să se împrumute, să-și facă treaba atunci. Și m-a sunat, chiar m-a sunat acum vreo două săptămâni. Deci,
Și ca el, mai sunt și alții. E mică, da, 10 milioane. Ce faci cu 10 milioane? Da, mai sunt și alte cazuri. 100 de milioane la nivel de comună. Deci puteți ca să... Cât de cât ca să dăm la fiecare câte ceva. Da, acum... E cu jos 10 milioane. Dacă aveam mai... Era bugetul mai mare, puneam mai mult. Și mai puneam și în alte... Eu am spus că nu merită. Nu era vorba de care merită. Nu e vorba de care nu merită. E vorba strict, adică aici putem să ne gândim la faptul că ar putea cineva din comună, e singur și n-are cine îl mormăta, să fim nevoiți să-l mormântăm noi primăria. De unde îi luăm bani? Cum îl mormântăm? Ne gândim, sunt situații și de genul ăsta. Dar nu este bătut cu 10 milioane, poate să fie și 5, poate să fie și 20. Sigur că, da. E foarte bine să avem o sumă alocată pentru spații. Vis-a-vis de ce spune domnul Vici, cu mormântări. Doamne ferește, aduce trotușul unul străin. Așa și nu este recunoscut de nimeni. Nu mai fost cazul. Se întâmplă să fie pe raza comunii Ștefan cel Mare, autoritățile comunii Ștefan cel Mare sunt obligate să-l îngroape. Dar să îngroape cu domnul Bulica, nu mai fost cazul. Am mai îngroapă. Și privind în viitor, eu sunt, vreau să fiu optimist, dar pesimismul mă omoară. Sunt multe alte cazuri pentru viitor. Sunt, este lumine. Păi din ce se acutizează sărăcia? Sigur că da. Da. Hai să mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Supunem la vot proiectul prezentat. Cine este? Vă mulțumesc. Dacă se abține. Domnul președinte, văd și o cerere la dosar, la mapă. Deci înainte de a trece și la diverse. Subsemnatul Plop Adrian, domiciliat în comună Ștefan cel Mare, județul Bacău, numărul 43, posesor al stupinei înregistrată la APIA cu numărul așa, rog să binevoiți aprobarea concesionării a 350 de metri pătrați de teren în vecinătatea casei pentru amplasarea stupinei. Menționez că locuința proprietății se află în vecinătatea blocului Gării, postul dispensar, dispensarul vechi. Așa, momentan dețin 56 familii de albine cu intenția de a mă dezvolta. Deci el vrea să concesioneze alături de înspre blocul CFR. De la Bărăcuță mai încolo, nu? Da, da, da. Spre stația de apă. Da, spre stația de apă. Până în locul unde a fost statuia catolică. Până în... Așa, pentru amplasarea unei stupini. E vorba de plopul ăsta din Ștefan? Da. De fapt, el vrea... să-și amplaseze pe timp de iarnă să țină mai mult, că are un camion și luându-și casa, având casa acolo, își face și amenajează în spate acolo și pe timp de iarnă vine și își ține camionul. Știu ce înseamnă și poziția nu contravine nici căilor de transport, de mijloacelor de transport, că legislația privind apicultura prevede să fie la 5 metri, dacă ești între vecini, ei să fie la 5 metri, dar să faci între vecini un gard de plasă. Să fie aproape de stradă, nu facă gardul, facă gardul cu ce devine... Eu zic că... Dacă e concesionat, poate să-și facă orice. Cum să nu-și facă gardul? Păi, nu, dar el pentru chestia asta plătește. Te lasă în câmp ce vrei. Nu plătește o sumă. Da. Autoritățile sunt obligate să asigure spațiu pentru amplasare de stupini cu titlu gratuit. Da. Așa este. Așa este, dar omul a fost disciplinat, a făcut cerere și eu propun Consiliul Local să fim de acord să concesioneze această suprafață, fiindcă nu dăunează, ci e imagine acolo. Dar nu dăunează cu nimic. Și nici altă destinație de parte nu are acel teren. Și o să contribui și la polenizarea rapiții la mine. Sigur. Și la mine insolat. O să vină, dacă m-am dus, dacă se ceartă albinele lui cu aluvilii, că nu știu ce vă face. Dar avem poliție comunitară care rezolvă problema. Fiecare îi contribuie. Să-mi pacă mai bine ca oamenii. Dar nu o să stea pe timp de vară, nu o să îi găsești până la timp. Să-mi pacă mai bine ca oamenii albinele. El pleacă. Supunem la vot cererea domnului Plop. Cine este care? Vă mulțumesc. Te abține cineva? Atunci vă rog, domnul președinte, spuneți acolo că se aprobă cu ducerea la îndeplinire de către primarul comunii. Da, adică la început trebuia să începem cu aprobarea procesului verbal de la ședința anterioară.
Cred că l-ați avut la mapă, da, l-ați studiat, da, dacă sunteți de acord cu... A avut emoții domnul președinte. Da. Ce deci trebuia să vezi, vezi prima dată să sunteți la vot cu acest verbat de la ședința anterioară. Păi și nu-i loc că... Bine, nu-i loc. Lăsa spațiu. Dar le chem o foaie. L-ați trimis la Bacău? Nu-i de acolo. S-a supus la vot procesul verbal în ședința din 31 martie. Atunci a fost. Știți memoria? Da, vrei, avem procesul verbal aici. Da, și... Diverse. Trecem la diverse, nu? Dacă îmi dați voie. E posibil să zici că sunt de acord. Deci, spune așa, se ia probă conducerea la îndeplinire de către... Dai vina pe mine? Conducerea de îndeplinire de către primarul comunei împreună cu aparatul de specialitate. Știi că l-am urcat albine de sâmbătă? Nu. Și nu cred. Nu cred. Când a fost platină? Nu cred așa ceva. În 4 ani de consilieri, care luăm o chenzină, mă rog, o merităm asta prea puțin contează. Dacă nu suntem în stare să ajutăm niște copii, care v-am spus, mă uit la X-Factor, e lor pe antena și văd, îți plânge inima când îi vezi cât de isteți. Suntem nimeni, nici nu merităm să stăm în comuna asta. Vă spun din suflet, dacă noi nu știm să ajutăm niște copii că tremur, suntem nimeni. Merităm să luăm bagajul în schinar și plecăm unde ochii, urechești, dar sunt. Eu priveam cu invidie comuna Căiuți. Știți, domnul primar, când aveam ansamblu pe 29 august, cu invidie de ce? Băi, oare noi nu suntem în stare? Dacă o femeie simplă, care credeți oare dumneavoastră că... Și fără obligație. Dați-mi voi puțin. Dacă ajungem mai sus, da, îți merită ei. Oare credeți că ea vrea să vadă acum la televizor pe ea să dea Maria? Niciodată. Ea ajută niște copii. Dar poate vrea și care e problema? Deci v-am spus, nu o să ne fie rușine că avem buletin de Ștefan cel Mare în momentul în care nu-i bine niște copii. Cu asta am încheiat. Ia spui două indemnizații să-l ajungi pe nepotul, că dacă îmi dați pleacă voi să-și răspund, e pe nu, dar chestia asta care a spus-o, că poate sunt copiii mei. Da, poate, mă știți, ordinat pe acolo, prin sat, eu știu. Nu. Păi înseamnă că mai vorbi cineva, mă, poate. În momentul când aruncați prin invective și spuneți... Oh, eu vorbesc frumos, eu am vorbit frumos, permanent, mai ales cu dumneavoastră, da? Trebuie să fii nesimțit să faci. Eu cred că ați ieșit un pic din cadrul... N-am ieșit deloc, nu, n-am ieșit. Din cadrul bunului simț. Nu, deloc n-am ieșit. Și vă rog frumos, eu v-am ascultat. Ceea ce a spus dumneavoastră, că este jignitor. Eu am venit cu o propunere, nu v-am supărat pe nimic. Și acum, dacă chiar m-ați zgândărit, eu nu am afacerile dumneavoastră pe din dos, așa că vă rog să mă scuzați. Dar dumneavoastră, aia 300 de lei să-i faceți într-o zi. Dați-mă judecată, nicio problemă. Aia 300 de lei, dați să-i faceți într-o zi. Eu nu-i fac. Așa că, haideți să încheiem și să punem punct. Sunt probleme, acum văd că sunt probleme personale. Da, nu, dar domnul spune, fac afaceri. Nu, haideți să... Dacă e ceva... Nu, nu, spus exact. Care interesează comunitatea. Așa se interesează. Da, înțeles, Gabi, da. Fiecare, eu am spus de la început, fiecare face cum vrea. Dar nu fac 300 de lei într-o zi, domnul Leonard, fac 5. E perfect. E perfect de acasă pentru 300 de lei. Și-a ce dai numai 30? Nu, de 10. Mai este și altcineva? Da, dacă nu-i domnul președinte. Da. Prima talea poru. Nu-i prins, mă, că... Prima talea poru. O să ajungem într-o situație. Când o să facem o colaborare? Bănică. Să facem o colaborare între ansamblul de dansuri și primării, Consiliul Local.